În urmă cu 164 de ani, în ziua de 24 ianuarie, în istoria României se scria una dintre cele mai frumoase pagini. Unirea Moldovei cu țara românească, ceea ce însemna împlinirea unui ideal pe care românii l-au avut de secole și pe care, din pricini care n-au ținut de dorința și de putința lor, nu l-au putut îndeplini. Românii au fost conștienți, moldovenii și muntenii, că sunt urmașii aceluiași popor, urmașii romanilor. Cronicarii moldoveni au specificat în operele lor că românii, moldovenii și muntenii sunt tot una și de la rând se trag. Au știut prin urmare că sunt frați și și-au dorit să fie împreună, numai că vicisitudinile istoriei au făcut ca acest lucru să nu se poată îndeplini. Se știe că încă de la începuturile lor, la puțin timp după întemerea lor, țările române au intrat sub stăpânire otomană, în care vor sta câteva sute de ani. La mijlocul secolului al XIX-lea, peste stăpânirea otomană, venea și stăpânirea rusă, pentru că în urma unor războaie ruso-turce, rușii își instituie protectoratul asupra țărilor române, încât sub dublă stăpânire era extrem de greu să mai reziști. Față de această situație, spiritele luminate ale timpului, spiritele luminate ale intelectualității române au protestat, au încercat să sensibilizeze capitalele europene să ia măsuri pentru ca românii să poată rezista în continuare, cerând în mod expres unirea celor două țări. La 1848, în programul revoluționarilor moldoveni de la Brașov, se scria chiar că unirea Moldovei cu țara românească este piatra de hotar a națiunii române. Sigur că dorințele n-au putut să se îndeplinească așa cum au dorit și a trebuit să vină un context internațional favorabil realizării dorinței românilor. Acesta a fost prilejuit de războiul ruso-turc dintre anii 1853-1856, în care Rusia este înfrântă și căruia îi urmează Congresul de Pace de la Paris din primăvara anului 1856. La acest congres s-a propus unirea celor două țări într-o singură țară, care să fie un tampon între cele două veșnice rivale, Rusia și Turcia. S-a mai specificat acolo că dorința românilor trebuie ascultată și, prin urmare, în 1857 au fost organizate adunări în care să fie consultată populația celor două principate, așa numitele adunări ad hoc. Și cea din țara românească și cea din Moldova au arătat că dorința românilor este unire sub un prinț străin, autonomie și protecția colectivă a puterilor. Un an mai târziu, în 1858, Convenția de la Paris a marilor puteri europene a stabilit că țările române să se unească sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, dar cu două capitale, cu două adunări reprezentative și cu două instituții comune la Focșani pentru formarea și pentru elaborarea legilor. În 1859 au avut loc alegerile de domn. În adunarea electivă a Moldovei, cel care a fost ales a fost Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul Partidei Unioniste. Și e bine de spus aici că cel care l-a propus pe Cuza domn, care a avut o importanță deosebită în desemnarea sa, a fost colonelul Nicolae Pisoțchi, a cărui casă se află în apropierea locului de unde vorbim noi acum. Alegerea lui Cuza ca domn a însemnat o victorie extraordinară a Partidei Unioniste, o victorie care a fost resimțită și în țara românească, unde la 24 ianuarie avea loc alegerea de domn și unde tot colonelul Cuza a fost propus să fie domn al acestei țări. În această situație, la 24 ianuarie, Cuza era ales și într-o țară și în alta, doar că alegerea sa a stârnit controverse, pentru că Convenția de la Paris specifica să fie doi domni în fiecare țară. N-a specificat însă dacă domnul nu poate fi același și în țara românească și în Moldova, și acest lucru a fost speculat, a fost folosit
de unioniștii români. Cuza a fost prin urmare ales, am în ambele țări, Europa a fost pusă în fața unei situații pe care nu mai putea schimba și a urmat 2 ani de tratative intense până când poarta otomană l-a confirmat pe Cuza domn al ambelor principate, iar din 1862 Alexandru Ioan Cuza își mută capitala la București și va face în câțiva ani de zile reformele care au schimbat România. Prin urmare, 24 ianuarie este o zi importantă pentru că a îndeplinit un ideal al românilor și pentru că a deschis calea modernității pe care România s-a angajat, pe care a urmat-o și dintr-o regiune în care rămășițele feudale erau deosebit de puternice, în câteva decenii a reușit să, țările române au reușit, România a reușit să devină o țară demnă de ținut cont în Europa. E bine să spunem însă aici că la Unirea din 1859 și botoșanii au avut un rol deosebit. Aminteam de Nicolae Pisoțchi, cel care a fost aghionatul lui Cuza și care l-a însoțit întreaga viață pe domnitor. Mai e de amintit Teodor Calimachi de la Stâncești, un învățat, un erudit, care era și văr cu Cuza și care a fost primul ambasador al principatelor într-o țară străină, ambasador al principatelor în Serbia. Mai ar fi de amintit medicul Constantin Vârnav și mulți alții. Iată, prin urmare, că la bucuria românilor ne alăturăm și noi cu bucuria și satisfacția că și Unirea, ca și alte evenimente din istoria românească, au fost marcate de participarea botoșăneană.